Am cravata mea și sunt patron. Sute de elevi fac pionierat în afaceri, au înființat propriile companii, au angajat și se luptă să supraviețuiască în jungla economiei capitaliste. Este doar un proiect pe bani europeni care încearcă să transforme liceele din fabrici de șomeri cu diplomă în pepiniere de patroni. Firmele fictive nu plătesc taxe la stat, însă elevii adună puțin capital de buzunar. Sunt plătiți să se joace de afacerile. Ana, anul acesta de Paște aș vrea să schimbăm câteva oferte și vreau să te întreb de la ce te-ai gândit în acest scop. Patricia și Ana stabilesc ultimele detalii pentru pachetele turistice de sezon, o discuție de rutină între manager și un angajat, numai că este o firmă fictivă, ca o firmă de antrenamente pentru un viitor de succes. Îmi doresc să devin o femeie de afaceri în viitor, iar exercițiul ăsta mă pregătește foarte bine. Ea este doar una dintre sutele de elevi patroni, unii în IT, alții la edituri, alții în agenții de turism. Semnează acte și contracte, țin contabilitatea și realizează materiale promoționale, ca în economia capitalistă. Toți ne dorim să fim șefi. Acum ne dăm seama, putem să fim sau nu putem să fim. Elevii sunt creativi, descurcăreți, dar nu știu să lucreze în echipă. Aici trebuie să mă exerseze. Unii exersează și acasă, dacă e nevoie. Mara vrea să deschidă o cofetărie cu rețetele bunicii. Eu cred că românul este foarte pasionat de dulce în special, mai ales ce face bunica, cu siguranță. Poate chiar să fie un trend românesc. Lei învârtiți de micii antreprenori sunt virtuali. Nu plătesc impozite la ANAF și nici nu vine fiscul peste ei. Doar salariul este adevărat, o subvenție pe care elevii o primesc din bani europeni. Este o bursă lunară de 100-150 de lei, pe care ei o primesc, însă condiționat. Trebuie să participe la 75% din activitățile firmei și ale programului european. Ca să nu mai iasă din cuvântul colegilor șefi, elevii sunt motivați cu vorbe bune. Ana, dacă este totul bine, o să ai un bonus anul acesta?